faceți. Și dorim cât mai repede parcursul dumneavoastră să facem pasul mare. Personal, cum e? Da? Probleme? Multe, da? Da. Dar găsiți înțelegere la manager. Da. Deci nu e vreun conflict între ei. Da? Nu dați pe nimeni afară, bănuiesc, da? Ați venit de la Bătoșani, nu? Deci aici am grijă, da? Când am ajuns dimineața la Bătoșani, tocmai m-am anunțat că dau 67 de linii. Mai avem nevoie să am așa. Asta e bine. Înseamnă că... E o gândire pozitivă. Nu că le-am angajat înapoi. Știu ce v-a dat? Da. Mi-am lăsat. Bine, pe atunci ce să zic, vor la lucru. Și sper că nu se termine până la urmă. Deci din când a început? Din 1991. Stagnam. În 1996 am reînceput cu stagnam, nu? Ce, aici e... Aici am vrut să vă prezentăm câteva date. A început structura de rezidență în 1991. Parțial a fost realizată la finele anului 1996, s-au urmărit lucrările. În 2007 a venit ideea de hai să reproiectăm, poate ducem la capăt. În 2010, prin hotărârea de guvern, s-a inițiat licitația pentru noua construcție, a fost niște contestații. În 2011 abia s-au finalizat licitația și a început noua construcție. În între anii 2012-2013 și chiar anul acesta, a trebuit să adaptăm proiectul în conformitate cu noile norme în vigoare, în special cele europene. Suma totală alocată prin hotărârea de guvern pentru investiția ca total e cea de 79 de milioane. Construcția, montaje... Nu, valoarea totală plus dotări. Construcția, montaje este de 39 de milioane, din care până acum s-au alocat 73%. Sperăm că mai... Stadiul 2. Cam 12. Plus vreau să vă spunem că proiectul inițial, proiectul proiectului, adaptându-l în noile norme, s-au făcut modificări care există sume în plus și ele. Și cum? Cu 6 secții, da? Da. Totalizare de fii, ATI, începe. 239 de 4. Da, 239 de 4. Aici avem niște planșe, nu am pus să le punem pe toate să vă fi păsâne, sunt oglind la spitalul, ateliul, timpul și sale de operație. În toate cele trei zone care vi le-am menționat, dotările sunt bune, chiar aș putea spune unele zone de ultimă generație. Ne-am dorit, dacă ne puteți duce. Dacă terminăm, normal că nu să ne uităm. Așa. Captează prin niște rigole și mergeți prin canalizare. Prin canalizare. Când dacă aveți un concept de bă, o să puteți să folosim după aia. Făcut îmbranșamente pentru energia electrică. Acolo da. Am avut sumedenie de modificări pentru ce e unul și-au readaptat și politica. 70%.
putem da înapoi de jos. Dacă... 80 din 90. La cei 70 la 26 de milioane. Era un firul bugetar de 10 milioane la început de an, ca să fie. Nu, s-a dat 200 de milioane, s-a spus că era de populist.